Cei care s-au născut în Zodia Capricornului vor avea pe 28 mai motive să fie supărați de comportamentul unui prieten, de atitudinea acestuia sau de latura nespusă, dar intuită, cu privire la felul în care acela gândește și se raportează față de un Capricorn. Motiv pentru care acesta poate la rândul lui să impună, nu ca o pedapsă, dar ca o formă de relație decentă, niște limite, în conversație, în cooperare, în distracție sau în felul în care se adresează. Între 29 și 31 mai până la prânz vor fi în prim planul existenței lor puse casele a 6-a și a 12-a. Mai întâi este vorba de muncă și aici lucrurile stau bine, stau chiar foarte bine. Acolo se află soarele care poate să aducă situații favorabile, împrejurări profitabile, rezolvare, noroc, forță de a se implica în activități care țin de locul de muncă, de contract, de volum de muncă, de efort, de competență, de afirmare. Unii pot să facă lucruri deosebite în așa fel încât să fie felicitați, remarcați, mă rog, chiar și invidiați. Pe această axă a caselor 6-12 găsim însă și argumente astrologice cu privire la starea de sănătate. Cele mai vizate vor fi sectoarele aparatului locomotor, brațe și picioare, circulația arterială, dar mai ales, mai ales, Funcționarea sistemului nervos periferic, cu un accent special pe tot ceea ce înseamnă manualitate, digitație, abilitate, capacitate de a desfășura munci de precizie, de finețe sau de mare expresivitate, cum ar fi pianiștii, violoniștii, pictorii. Pe 30 mai, Mercur va intra în domiciliu, în gemeni, în casa a șasea. Va merge foarte repede și se va apropia de soare. În felul acesta, tot ceea ce conturează și pune ca premiza astrală luna plină din 29 mai, dezvoltă pentru o perioadă Mercur. Acesta va permite, ne întoarcem la sectorul muncă, dialoguri, negocieri, formulări revendicative, dar rostite cu foarte multă înțelepciune și delicatețe, cu atât de multă evidență a dreptății sau a îndreptățirilor și a judecății de valoare încât nimeni nu le va putea spune că nu merită, că exagerează sau că s-au plasat pe o poziție revendicativă cu totul nejustificată și de neonorat. Vor avea parte de înțelegere, vor fi ascultați, ceea ce vor spune va fi receptat, analizat cu atenție, tratat cu mult respect și probabil că într o formă sau alta vor găsi de comun acord o soluție pentru îmbunătățirea statutului lor salarial în primul rând. Dar mai sunt încă niște aspecte între planetele din vărsător, în principal Marte și Soare și Mercur, în această perioadă se vor realiza mai multe rânduri de trigoane. Ce aici înseamnă așa mai întâi, că li se poate face și lor o propunere șocantă: să fie luați prin surprindere, fie că sunt numiți într-o funcție, fie că sunt mutați dintr-un sector în altul, schimbare de atribuții, de serviciu, poate ridicarea nivelului de pretenții și a orizontului de așteptare, schimbarea nivelului de responsabilitate. Uneori, vor fi luați pe sus, pe nepregătite, și vor intra în panică. Cei foarte responsabili că poate nu sunt ei cei mai indicați, că nu vor face față așteptărilor, că s-ar putea să greșească, să clacheze, să uh, comită o eroare care să le fie imputată. De aici un exces de responsabilizare uh, și chiar o atitudine uh, atât de pronunțată de uh, încredere în ceea ce se întâmplă ca fiind un lucru bun și necesar lor și de nevoie de a fi la acolo unde trebuie competenți și eficienți, încât li se schimbă pentru moment și stilul de viață. Dor mai puțin, nu se mai distrează, sunt mai concentrați, doresc să își perfecționeze ceva ce simt ei, știu ei că nu e în regulă, e carențial în activitatea lor. Se pot înscrie și la niște cursuri de perfecționare, pot să ceară ajutorul unor specialiști. De exemplu, să spunem cineva, de acum încolo, fiind pus în fața altor sarcini de serviciu, a altui volum sau altui specific de muncă, trebuie să se descurce foarte bine cu limba engleză și... La nivelul acesta nu este stăpân pe engleză, dar este conștient că nu este stăpân, este conștient că trebuie să progreseze, nu se vaită, nu păcălește pe nimeni, dar se angajează trup și suflet în ideea de a își ridica rapid nivelul de performanță în uh, manipularea limbii engleze, încât să fie competent, ba poate chiar și competitiv. Uh. Această schimbare profesională este de atitudine, de opinie, îi obligă să își reevalueze vocația, dorințele, celul, scopurile de azi pe mâine, intențiile pentru viitor și le reformulează viața uh, economică. Alt salariu, alte venituri, alte cheltuieli, uh, alte premize. Totul este nou. Din această perspectivă este într-adevăr bine, frumos, interesant. Mai este o condiție, felul în care discută și negociază. Eu am încredere în măsura, ca să nu spun chiar modestia, capricornilor care vor ști până unde să împingă o negociere, cât să ceară sau de unde, de la ce prag mai departe, dacă ar insista. N-ar mai fi ascultați, ar fi refuzați și chiar ar primi niște observații că nu înțeleg despre ce este vorba pe lumea asta. Nu doresc să li se atragă atenția, nu doresc să fie considerați niște oameni care abuzează norma, măsura, obrazul. Toate acestea țin de o conduită nu neapărat delicată, când uh, foarte corectă, hiperatentă la reacțiile pe care leau cei din jur atunci când vorbesc, rostesc, pretind, emit o idee. Din punctul de vedere al sănătății, se creează însă odată cu intrarea planetei Mercur și o situație nouă. Și anume, brusc încep să fie vizibile niște stări organice, niște simptome care îi conduc pe unii la concluzia. Că s-ar putea, varianta cea mai bună, să nu fie deloc bolnavi. S-ar putea să îi conducă la bănuiala că afecțiunea de care s-au tratat până acum n-a fost bine diagnosticată. Diagnostic incert, incorrect, bazat pe analize superficiale prost făcute, prost prelevate, prost interpretate că a fost vorba de o schemă de tratament care nu era indicată, nu era cea corectă, era um, hazardată sau lipsită de cunoaștere a cauzei reale și a felul în care trebuie intervenit. De aici dorința de a avea o a doua opinie emisă de un alt medic, de un alt specialist, de un alt spital, de un alt laborator sau de toți acești factori la un loc nevoia de a se confrunta cu ipoteza că poate este vorba de altă afecțiune. Mai ales că apar aceste elemente de detaliu, de nuanță, de finețe, dar care lor le atrag atenția și le spun mult și care îi conduc spre concluzia legitimă că boala, așa cum spuneam, de care s-au tratat, nu se poate manifesta și în condițiile de dată recentă. În felul acesta, elementele de detaliu exclud un diagnostic anterior, infirmă niște premize, niște bănuieli medicale și uh, îl deconsiliază pe Capricorn să urmeze tratamentul respectiv. Sunt în așteptarea, deci, a unor certitudini care să vină de la mai mulți specialiști, care puse cap la cap să-l conducă spre o altă abordare medicală. Între 31 mai și 2 iunie, unii nativi, depinde acum de vârstă, de situație, de biografie personală, pot să fie supărați, amărâți, îngândurați, întristați, fără chef de viață și toate aceste stări să fie justificate de ceea ce se întâmplă în viața lor de fiecare zi. Fiecare cu necazurile lui. Dar nu este un moment al veseliei și exuberanței, al expansiunii și al uh, voioșiei. Nu. Ba mai mult, este o perioadă în care, așa morocănoși cum sunt ei și tăcuți și cam crispați și cam regiți, ar putea fi puși în situația de a participa la un dialog, la niște tratative, să ajungă la masa înțelegerilor. Acum, Direcția lor fundamentală, ca atitudine de moment, este de rigiditate și de refuz. Sunt refractari la orice li se spune și, în general, nu formulează opinii sau refuzuri tranșante, ci solicită amânări. Cer un timp de gândire, un moment de analiză, o perioadă de verificare, un răstimp de lămurire personală, etc. Toate aceste moratorii, acești timpi ceruți, reprezintă un tampon necesar între starea lor actuală, disconfortul lor interior și un viitor pe care îl așteaptă, în care ei să fie mai informă, mai lucizi, mai abili, mai rapizi și mai promți în tot ceea ce înseamnă un răspuns, o reacție. De aici poate și aparentul eșec sau dificultatea de a se menține un dialog și de a se împăca sau de a cădea la pace sau de a găsi o rezoluție onestă oricărui tip de stres relațional. De aici și incapacitatea de a se împăca a soților. Capricornul va rămâne supărat, tăcut, închis în el, n-are chef să discute, să facă mărturisiri, să se explice, să se deschidă, cum se zice, în fața altora, nici chiar a celui foarte apropiat. Au motivele lor întemeiate, fie de bănuială, fie de supărare, pe care nu le comunică și pe care le tot uh, ard așa cetișor, până când toate aceste uh, trăiri uh, se vor transforma într-un soi de cenușă, un rezidu, afectiv. Pe 3 iunie, surprize financiare, mai bune sau mai rele, vorbeam de ipoteza uh, salarizării. Aceea era o categorie, un criteriu de referință și intrau, evident, în calcul un set de planete. De data aceasta, din punct de vedere financiar, se poate strict financiar, se poate vorbi și de alte ipostaze ca ceva să nu se petreacă așa cum și-au dorit sau așa cum au pregătit ei un dosar ca lucrurile să iau o turnură neașteptată pe fondul intervenției unui factor economic, legislativ, care să dea altă turnură sau altă interpretare, o altă viziune, unui întreg context de viață personală a nativului, pe care nu are cum să le combată, nu are cum să le infirme, nu are cum să le conteste. Capricornul, din păcate, va trebui să se supună, chiar dacă șocul va fi mare, surpriza mare, nemulțumirea sau revolta mare, ba chiar și nedumerirea pe principiu: Eu ce fac de acum încolo? Săptămâna le oferă acestor persoane, însă și câteva raze de lumină. Este vorba de un trigon regal, alcătuit de Trei planete, dintre care cei doi benefici, Venus și Jupiter pe semne de apă, care creează o serie de stări de spirit, care pot să compenseze tot ceea ce am spus noi, într-un soi de alternativă, dintr-o direcție vin motivații pentru o atitudine, dintr-o altă direcție, vin argumente pentru o altă abordare și o altă trăire, care pot fi concomitente sau alternative. În cursul zilei să trăiască într-un registru, seara, pe fondul altor evenimente, să deschidă uh, un alt capitol. De aici poate fi vorba de niște noțiuni care țin de parteneriat, dar nu cu prietenii de parteneriat, de speranță, de comuniune sufletească, de atașament sau de scurtă trăire în doi a unor momente care pot să fie favorabile Capricornului cu privire la consolidarea ideii că ce face, ce gândește el este bine. Dar este vorba de un proiect personal, nu de o chestiune în doi conjugală matrimonială. A spus, un partener, un partener de dialog, nu un partener de viață. Toate aceste lucruri îi vor da speranța și încrederea că sunt pe drumul cel bun și se vor gândi cu drag la acest proiect. Vor prinde așa un pic de, de aripi și de acum încolo, în următoarele zile, vor încerca să strângă de partea. Acestui program de viață, toate argumentele necesare pentru ca el să devină o realitate, și să nu rămână un vis frumos și doar atât.